E frumoasă ziua, dar pe mine, în momentul ăsta, mă dor pupilele. Sunt cu Damian și cu Ghidu, șoferul a luat înainte să pregătească mașina. Suntem la Karakorum sau unde suntem aici? Horhorun se cheamă. Horhorun. Orașul actual, Karakorum. Auzi, din gât așa de m-am iritat la gât de cât am vorbit în mongoleză. A, uite că a ieșit și soarele, e frumos. Spre ororea fotofobilor. Am adaptez ieri imediat. A fost frig, ploaie, vânt, azi e total o altă zi, deja e cald, simt căldură. Sper să nu mă fi luat o răceală, dar să vedem cum o fi. Când mă bagă ăștia direct în carantină, de mai văd Mongolia încă vreo 2-3 săptămâni pe aici, în apartament. A fost un pic congelatură în OZN-uri de alea. Da, și nu știam cum să reglăm aer condiționat, așa, sunt condiții foarte bune, dar staff-ul e praf, adică sunt varză, n-au training, n-au nimic, la micul dejun am stat o oră, că nu înțelegeau nimic ce vrem. O fi vreo tehnică budistă, te învață cu răbdarea. A, se poate, da. Ce mergem? Unde mergem acum? O să mergem să vizităm în primul rând cea mai veche mănăstire budistă încă existentă din Mongolia, Erdenezu. Așa. Și după aceea ar trebui să vizităm ruinele de la Karakorum, dar trebuie să menționăm faptul că nu știm exact ce o să găsim în teren. Noi o să încercăm să facem tot posibilul Găsim. Deci, bunăvoință există, doar ruine să găsim, nu? Exact. Și să sperăm că la prânz o să avem parte de o masă mai rapidă și mai tradițională puțin. Stați cu noi. Ne apropiem de mănăstire, se văd deja zidurile. E foarte mare. După cum văd zidurile, am înțeles că e cea mai veche mănăstire. Aproximativ în jurul anului 1585 a fost fondată. Așa. De un han numit Aptai. În okay. urma întâlnirii cu un Dalai Lama. Dalai Lama este demnitatea supremă religioasă în cadrul budismului. Așa. Și este întâlnirea în urma căreia hanul a decis că budismul tip de factură tibetană va fi religia oficială a Mongoliei. Și drept urmare a pornit la construirea acestei mănăstiri. Uh-huh. Ceea ce vedem noi pe flancând zidul, aceste aparente turnuri sunt de fapt stupe, sunt altare budiste. Mm-hmm. În mod normal, potrivit tradiției, acum nu cred că o să stăm să le numărăm, ar trebui să fie 108. În budism există, recunosc că n-am văzut-o vreodată, sau dacă am văzut-o, mi-am dat seama că asta este, un soi de mătanie, exact cum avem noi la ortodoxi, și care ar trebui să aibă 108 mărgele. Așadar, un ciclu complet de rugăciune budistă are 108 rostiri, exact cum am rostit noi la ortodoxi, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul. Exact. Și atunci zidul ăsta din citar trebuie să aibă 108 stupe. Mănăstirea n-a fost terminată în timpul vieții hanului Aptai, ci ulterior în timpul vieții nepotului sau al cărui nume mi-e mai greu să-l pronunț. Însă e important de reținut faptul că acest han era bunicul sau străbunicul primului Bogdhan, primului conducător religios budist al Mongolei, Țar Banzar, cel care este creditat și cu realizarea modelului geometric de pe steagul actual al Mongoliei. Una dintre cele mai mari personalități religioase ale Mongoliei. Mănăstirea, din păcate, nu știu cât din vechea ei structură se mai păstrează exact, pentru că a fost distrusă odată în secolul 17 de către jungari. Au fost niște războaie între ei și mongoli și după aceea a suferit o distrugere destul de masivă în timpul prigoanei ateie, în timpul regimului comunist. Mănăstire, gata, pornit. Suntem la intrarea mănăstire. Arată ca o pagodă, așa? Da, arhitectura asta este tipic chinezească, adică mai ales când ne uităm la acoperiș, sistemul ăsta de grinzi este unul tipic chinezesc. Stilul chinezesc de arhitectură iradiind, de fapt, în toată Asia, în tot Extrem Orient. Uh-huh. Însă factura budismului care a prevalat în Mongolia este cel de natură tibetană. Vedem aici ofrandele de eșarfe care sunt de fapt o caracteristică a societății mongole, pentru că le întâlnim și la altarele acelea șamaniste. E exact același principiu și este un soi de binecuvântare. În stânga putem să vedem un călugăr tibetan. Cadrul budismului tibetan, despre care, repet, știu destul de puține, maeștrii sunt numiți lama, este echivalentul termenului indian de guru. Aha. Și sunt cei care îi îndrumă pe novici. Mănăstirea asta a cunoscut apogeu undeva la începutul secolului 20, când număra aproximativ 1000 de călugări. Așadar, era un centru important al spiritualității budiste din Mongolia. Ulterior, cum spuneam, în timpul regimului comunist,
dictatorul comunist al Mongoliei, Choi Balsan, a demolat mare parte din mănăstire. Se pare că au mai rămas trei temple și zidul de incintă pe care îl vedem până astăzi. Culmea, se pare că tocmai la intervenția lui Stalin s-a oprit demolarea restului din mănăstire, Stalin spunând că vezi că ne mai vin delegații din străinătate și noi trebuie să arătăm că susține libertatea religioasă, deci lasă pentru expoziție niște structuri. Și așa mănăstirea a fost menținută, dar doar clădirea în sine, mănăstirea n-a mai fost activă până în anii 90, ci a slujit, începând cu anii 60, dacă nu mă înșel, drept muzeu. Și acum e din nou mănăstire. Da, după 90 a fost dată înapoi călugărilor lama și acum e o mănăstire activă. Evident că n-a reușit să revină la numărul de viețuitori dinainte. Uite sculpturi de alea, cum am văzut acolo, de 1000 și ceva de ani. Acestea ar trebui să fie mai recente. Astea sunt sculpturi de clară influență tibetană. Să ne uităm. A, nu zice de sculpturi nimic. Ba da, ba da, uitați aici. Majoritatea din secolele 13-14 de la Karakorum. Mănăstirea a fost construită, ceea ce istoric vorbind e un fapt regretabil, folosindu-se parte din ruinele vechii capitale mongole de la Karakorum, exact cum am văzut și la Istanbul. Demontezi o clădire mai veche și din ea faci una mai nouă. Ah, și uitați cum arată și brățările de rugăciune. Didn't notice, sorry. It's all right, no problem. Se pare că după demolări din perioada comunistă au fost menținute trei temple. Eu aș intui că ăsta este unul dintre ele. Trei temple arătând vârstele lui Buddha, copilăria, maturitatea și bătrânețea. Aici de la de învârtit. Da. Roată de rugăciune. Observăm iarăși tendința clară de a o învârti în sensul acelor de ceasornic, cât și nelipsitele șarfe albastre care ei le oferă. Iarăși niște brățări de rugăciune. Eu îmi cer scuze încă o dată față de cei care au mai bună cunoaștere a terminologiei budiste. La mine, mare parte, cunoașterea religiei acesteia vine prin comparație cu religia ortodoxă. Trip istoric, nu religios, da. Adică nu le putem ști pe toate. Că dacă le știi pe toate, nu știi nimic bine. Corect. Și meșterul ăla, gresie, faianță, curent electric, instalații și pușcă apa în casă și să ia curentul după o lună după ce ai cu casa. Lăsând la o parte cât de grav e pentru tine însuși, ai impresia că le știi pe toate. Exact, da. Cu cât știi mai multe, cu atât de seama că știi mai puține. Da. Așa, din zidul de incintă ne putem da seama cam cât de mare era mănăstirea la un moment dat. Observăm că sunt foarte multe spații goale acum. Așadar, clădirea din față... This one. Să țineți un pic așa pe microfon, că poate vândă. Iată, nu vorbim. Clădirea din față, cea cu stegulețele arborate în incintă, este principalul templu pentru rugăciune actual și se pare că o ceremonie religioasă e pe cale să înceapă. Can we film that? Sigur. We have to ask. Sometimes they have to pay. Usually the photographing is allowed. Okay. But video I have to ask. Okay. If we want, if you need to pay, we pay. It's not any problem. What is this here? Stupa, golden stupa. This is the golden stupa. I believe so, yeah. Aceasta este stupa rugăciunii de aur, dacă mi-aduc eu bine aminte. Observăm pe frontispiciu, se vede același simbol care apare și pe steagul Mongoliei și care îi aparține primului Bogdan, lui Tsar Banzar. Dimca ne-a ajutat un pic să aflăm simbolismul. Săgeata îndreptată în jos înseamnă, săgeata reprezintă războiul, însă faptul că este îndreptată în jos înseamnă pace. Cei doi stâlpi laterali pot să însemne fie o apărare defensivă, fie regele și regina. În centru avem simbolul destul de bine cunoscut de Yin și Yang, iar în sus reprezintă practic elementele celești.
celeste, pardon. Din câte am reușit eu să mă documentez, observăm că alături, în partea dreaptă, este o structură destul de mică cu țigla albastră. Ca o pagodă. Da, unii dintre cercetători afirmă că ea, de fapt, ar fi mai veche cu vreo 200 de ani decât întregul ansamblu, care ar fi, de fapt, cel mai vechi edificiu din ansamblul mănăstirii. Repet, dat fiind că mănăstirea este construită pe ruinele de la Karakorum, putem să considerăm că ar fi existat și în prealabil un cult, dat fiindcă budismul a fost favorizat și de Kublai Khan, care a trăit cu 200 de ani mai devreme. Greu de spus, însă, marea problemă în cazul istoriei mongole este o absență aproape totală a evidențelor scrise. Și faptul că mănăstirea a cunoscut două distrugeri succesive nu ne ajută foarte mult să reconstituim pas cu pas istoria ei. Faptul că a fost într-adevăr și e în continuare un centru important al spiritualității budiste, asta este evident. Totodată fascinantă tendința mongolilor. Am observat asta și la mausoleul lui Genghis Khan, am observat-o și ieri. Faptul că într-adevăr își vizitează țara, că vor să își cunoască principalele monumente, fie ele naturale, fie istorice. Oricum, trebuie spus că ei nu se plimbă așa, dar acum au sărbătoare națională, reamintim, au ziua națională a Mongoliei și au avut o săptămână toți liberi, deci până duminică inclusiv sunt liberi. Și de-aia a fost așa de mare agitație toată săptămâna pe aici, prin... Mai probabil o să avem ocazia să vedem săptămâna viitoare și cum arată capitala lor în momentul când toată lumea revine la activitatea de zi cu zi. O să fie nebunie cu traficul, probabil. La asta mă aștept și eu. Capitala, că din 3 milioane cât sunt ei, am înțeles că 2 milioane sunt în... La aproape jumătate din populația țării locuiește în capitală. Nu, problem. Și aici am ajuns la principalul templu. Avem sus iar roțile de rugăciune. Mergem, putem să mergem. Veniți înapoi, putem să mergem. Ne-a făcut semn că putem să mergem. Da? Da. Și acum am văzut și prima zi, ritualul de bază de a străbate o mănăstire, un templu budist, este să mergem în sensul acilor de ceasornic. Vedem aici mai multe scene din viețile principalilor maestri ai budismului.
Mai mult sau mai puțin clandestin am reușit totuși să vedem și interiorul templului. Era o clădire mare acolo, aia ce e acolo? What would be that structure over there? Not the blue tile, the one big one, in all the way there. Behind, yeah. It's the main monastery that holding as a museum. Those three are the three surviving temples? Yes. În regulă, deci templele care au supraviețuit, de fapt, demolărilor din perioada comunistă, sunt cele trei grupate în partea acolo, dreaptă. Nu? Da, și în momentul de față servesc de muzeu. Dar... What does this symbolize? This juniper. Aici se arde ienupăr. That is a sacred. Care e considerat sacru pentru budiști. Aha, și se fac fumigații. Some people even bring out their wallet, you know, to it. Aha, ienupăr este considerat sacru pentru budiști și atunci contactul cu fumul de ienupăr e considerat benefic. Adică îți pui portofelul și se adună cardurile, se fac mai multe carduri. Se mai întâmplă și la noi, parcă, nu? Pe la Sfânta Paraschiva. Se mai sunt la noi care se roagă să câștige la loto. Da, da, da. Sau să moară vecinul să ia capra. Sunt și de ăștia rugători, de ăștia la noi. Asta, de regulă, am înțeles că dacă te rogi în sensul ăsta, s-ar putea să aibă recul. Să-ți moară capra ta. Da. Dar ea nu înțeleg. În principiu, dacă ai credință în orice formă de divinitate bună și adresezi niște rugăciuni prin care ceri rău altora, cumva ai comis un nonsens, fie că îți dai seama, fie că ba. E chiar plăcut acum, nu e cald, nu e frig. Dar imens a fost, adică mă uit la zidurile astea uriașe. Asta, ne gândim dacă reușim să adăpostească 1000 de călugări. E clar că perimetrul... Așa au fost 1000 de călugări? Da, la începutul secolului 20, mănăstirea număra aproximativ 1000 de viețuitori. Și i-au omorât comuniștii sau ce au făcut ei? Majoritatea au fost deportați, exact cum s-a întâmplat și în cazul întregului lagăr socialist. Aha. Indiferent despre ce religie vorbim. Au fost deportați, alții au fost nevoiți să se ascundă. Am înțeles că o parte din patrimoniu de obiecte religioase al mănăstirii a fost adăpostit de către localnici și aici trebuie menționat faptul că asta este un merit al localnicilor pentru că era extrem de riscant. În perioada aia, dacă ți se descoperea un asemenea artefact în casă, riscai să ai și tu soarta călugărilor să fii deportat sau... Rușii au venit la ei în 1923, 25, 26. Prima ocupație rusească este cea a forțelor albe, care nu erau antireligioase în 1921 și era apoi 21, așa. Comuniștii se instalează la putere în 1923 și din 1924, dacă nu mă înșel, se declară prigoana. Republica Populară, da. Aparent, părerea mongolilor despre primul lor dictator din perioada comunistă, Choi Balsan, este împărțită. Unii cred că a făcut ceea ce era necesar ca să-și apere... Can you go this way? Better go around. Better go around. Este interesantă maniera de a împrejmui incinta mănăstirii. Forma asta de gard în tehnica militară se cheamă cal frizian. Era folosit ca să oprească... Au folosit și ucrainieni acum cu rușii, cu tancurile. Da, mai vechea lui întrebuiințare era pentru a opri un atac de cavalerie, ceea ce, dat fiind zona unde ne aflăm, ar fi un pic justificat. Prima distrugere a mănăstirii a fost făcută de dzungari. Dzungarii au fost o altă populație nomadă care au fondat ultimul mare hanat al Asiei, distrus în cele din urmă de chinezi și s-au luptat cu... de principii cinghisanism cu mongolii propriu-ziși. La un moment dat, mongolii n-au avut foarte mult succes în acest conflict și asta a dus la o primă distrugere a mănăstirii, care a fost refăcută ulterior, către începutul secolului 19. Da, e asta clasic de oprit a cavalerii. Chevaux de frise, așa se numește. Nu știu, germană. Cal frizian a fost... Yes. Here are some also the base of the ruined temples. Iar aici unde vedem că este demarcat perimetru, ne spune Dimca că sunt ruinele templelor care au fost demolate during the communist time. Yes. În perioada comunistă. Da, se vede mai limpede în partea stângă. E un alt perimetru delimitat. Aha. Și acolo încă se observă fundații.
Da, se văd. Deci astea au fost dărâmate de comuniști. Da. Ceea ce explică perimetrul mult mai amplu dat de zidul de incintă. Supposedly there should be like 62 temples in this monastery. Se presupune că ansamblul ar fi adăpostit în perioada de apogeu 62 de temple. Wow. But most of them are destroyed. Unfortunately, those three are the only three surviving. Cele trei din partea dreaptă sunt singurele temple care supraviețuiesc și nici acelea, cel mai probabil din structura originală, ci din reconstrucția făcută în secolul 18. Aha. And sometime later also made a contract with Chinese companies to repair the monastery. You're talking after the 90s now? No. It's the 1700s. Aha. Deci prima restaurare a mănăstirii a fost făcută în mare parte cu sprijin din partea chinezilor, care de altfel au și ocupat zona la mijlocul secolului 18. Hanii din familia Genghis Hanii au domnit până la începutul secolului 17. Apoi zona a avut fel de fel de schimbări de putere. În cele din urmă, pe la 1750, a fost ocupată de către trupele dinastiei King, ultima dinastie chinezească, ceea ce explică și implicarea chinezilor în restaurarea mănăstirii. În momentul de față îmi pare rău că nu cunosc mai multe despre religia budistă și despre simbolismele arhitecturale mai ales. Dat fiind că arhitectura locului e una foarte complexă. Da, e stilul palatelor imperiale chinezești cu... Da. Am fost în Beijing, parcă, la Palatul de Vară sau nu știu. Orașul interzis. Orașul interzis, așa. Și cam așa era ca și orașul interzis. Și aici observăm curți exterioare, curți interioare. Mi se pare că trebuie să plătim intrarea. Ah, ok. Thank you. Hello. 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 If you want to take a picture inside the building, you have to pay extra. Outside is fine. Okay. We'll how much take... we have? You pay. Okay. Go ahead and go, and I'll take care of it. Okay. Tell me how much is for the filming and. Așadar, fotografiatul este permis și în interiorul pagodelor, însă e nevoie să plătim în plus. De regulă, taxele aici am văzut că sunt mai mult decât rezonabile. Modice, da. Acum așa că e mare, dacă mai să filmăm, ea nu contează. Vedem același vas pentru arderea ienupărului. Este un ritual de purificare, aparent, înainte de intrarea în incinta templului. Hai să luăm. Să luăm în ordine, exact. Luăm de la mijloc spre dreapta și după aia spre stânga, organizat, nu? Perfect. Organizat sub formă de grămadă. Foarte interesant. Au pus, cred că, plasă pentru păsări, nu? Să nu stea păsări. Deci cel mai probabil, da, asta este, din păcate, o problemă recurentă în cazul tuturor monumentelor. Și o problemă explicabilă chimic, pentru că... acid. Da. Ca și la tablă la mașină. Că lăsați mașina în curte vreo două săptămâni, trebuie să o duci. Doar că aici vorbim de niște sute de ani care pot să cauzeze în timp distrugeri semnificative. Mai ales că aici clădirea are o coloristică aparte. Deci astea din alea originale, zicea, că astea s-au păstrat. Care astea sunt cele păstrate din secolul 18. Deci 1700 și ceva. Da. La bază, ele ar trebui să aibă din piatra folosită la construcția capitalei mongole în secolul 14, din ruinele de la Karakorum, dar e foarte greu de identificat ce anume. Hai să intrăm. Și dacă pătrundem la interior, putem să vedem o statuie de dimensiuni impresionantă a lui Buddha. Bun, cea mai mare statuie a lui Buddha, e posibil să nu apucăm să o vedem din Mongolia, este păstrată în capitală, o mănăstire al cărui nume e greu să-l pronunț, dar se pare că aceea are 30 de metri.
Statuile reprezintă diferite avataruri ale lui Buddha. Budismul, în cadrul religiei budiste, se consideră că Buddha cunoaște numeroase avataruri și numeroase reîncarnări sau emanații. De aceea și alegerea liderilor religioși, Dalai Lama în cazul Demnității Supreme sau Bogdan în cazul Mongoliei, se face pur și simplu prin descoperirea acestor emanații ale lui Buddha. Posibilă explicație pe care am găsit-o la Mircea Iliade legat de faptul că mongolii pot foarte bine să conviețuiască cu credințe șamaniste și cu credințe budiste este faptul că au un fond spiritual comun. Unul dintre cele mai dificile exerciții spirituale pentru un lama este acela de a-și lăsa corpul devorat de demoni, așa e trecut în textul respectiv. Adică cumva este experiența extracorporală care corespunde cumva și cu ritualul de inițiere șamanic. La un moment dat și șamanul, pentru a se naște la noua lui viață spirituală, la fel se lasă cumva devorat de demoni. Ce spuneam eu, că se dau cu diavolul, nu? Din moment ce se lasă devorat de demoni, adică... Dificil, identificarea pe care o facem noi în creștinism între Dumnezeu și diavol nu e valabilă în cadrul religiilor asiatice. Aici lucrurile sunt mult mai fluide, să spunem. Cel puțin în cazul șamanismului. Principalul ideal budist este atingerea stării de vacuitate. Cumva o stare de fericire prin lipsa oricărei dorințe. Dorința fiind principala cauză a durerii în lumea aceasta. Această desprindere de orice dorință pământească și de orice poftă nu e de altfel un lucru rezervat doar budismului, ci este prezent în toate sistemele religioase și chiar în sistemul de filozofie al Greciei Antice. În momentul de față îmi scapă termenul pe care îl desem la Platon ca starea aceasta de fericire prin desprindere, dar cu siguranță o să mi-l amintesc. Complexul, după cum ne informează broșura asta informativă, mai este numită și Țara celor 1000 de Buddha. Probabil că au fost 1000 de statui sau din ce cauză? Probabil că da. Scuturile astea ce sunt? Cel mai probabil folosite, da, pentru anunțarea ceremoniilor religioase. Aha, bată așa bun și de ciocare de alea mare în ele. Până ne lămurește dimca legat de semnificația lor și în religia șamanică există pe unul din principalele elemente, este toba, care o bate șamanul și care este folosită pentru urcarea la cer. What's the symbolism of these metal round discs? This, you see? That one below. For the chanting. Okay. Așadar, într-adevăr, simbolismul discurilor acestora metalice este folosit în intonarea rugăciunilor, cumva se... I-a mai spus băiatul dinăuntru niște informații sau... Nu, mi l-a spus chiar el. Nu, dar tot am văzut că i-a explicat, i-a zis ceva vreo... Did you get some informations from the keeper of the temple? Yeah, this is the main Zou temple here in the middle. Acesta este templul principal. Yeah, this is the very first temple ever built in the monastery. Considerat primul templu construit în cadrul mănăstirii. They would
By the time where when the Abtai Sai Han was alive, este construit încă din timpul vieții Hanului care a ctitorit mănăstirea. Restul fi construit după moartea lui. So, a very small temple we see here. Aici vedem un templu de dimensiuni reduse. Inside of it. Se consideră că adăpostește mormântul lui. And the other one is a grandson's. Iar acesta, celălalt este al nepotului care a continuat construirea mănăstirii. Han Gomp Dorje, I believe. Yeah, that was the father of the first Bogdan, right? Zanbazar. Iar mormântul din stânga este nepotul hanului care a fondat mănăstirea și este tatăl primului Bogdan al Mongoliei, Zanbazar. Can we visit them? No, not inside, but it's not exactly buried inside. Nu este mormânt apropiat înăuntru. Se presupune de fapt că este locul de mormântare. It's got something that what he was using. Are anumite obiecte personale. Și prin mormântarea acestora s-a considerat simbolic că aici a fost mormântat hanul. What are the scenes painted on the walls? This was painted like in between 18th to 19th century. A fost pictate, scenele pictate sunt realizate între secolul 18-19 de artiști locali. And what do they symbolize? Вилгтэнд үнэ юу лээ? Энэ зургуудын. Аа, энэ болохоор бурхан багшийн амьдралын үйл явдал, lifestyle гэж хэлж байна. Buddha's lifestyle. Ну, сүнс шинэ дин viața lui Buddha. Daily activities. Activitățile sale cotidiene. Buddha there in the middle, the big one. Buddha înfățișat acolo în mijloc. Tsongkhapa is the head of Mongolian Buddhism. Îl reprezintă pe conducătorul budismului mongol. There are like two different types of Buddhism in Mongolia. One was red, one is yellow. În Mongolia există două tipuri de budism, tipul de cea mai bună traducere, cel roșu și cel galben. Cel pe care îl vedem reprezentat aici este conducătorul budismului galben. What's the difference between yellow and red Buddhism? Could be there is some a little practice difference or something. Sunt diferențe cultice de practică. Нэг нь энэ шарын аш буюу гэлгва, тэгээ улааны хуур сажава, нэмава, гармава гэдэг. Дотор дөрвөн урсгал нь хоорондоо жишээ нь балангаар ярахад шарын шишнийхэн балангаа ингэж дээш нь тэнгэрт өргөдөг бол улааны шишнийхэн шатаадаг. Ийм ингээд үүл одоо үүлэрээ л ялгаатай. There is just difference within the practice. Sensible difference de practică. De exemplu, veniți un pic. Чи ямаа нэг тусаг хийдэг те. These things made out of like goat fat.
Acestea sunt făcute în grăsime de care they are dough, they are cakes. Using fat. Se folosește grăsime. Okay, but yes. What's the other ingredient here? Flour? Замтай чанарыг нь харшиглаад тэгээд өнөө царцаа чинь бэлдэ. Тэгээд их биеүүд нь болохоор 10 гурил шар тас хэлсэн сахар. 10 гурил чинь нөгөө Да, сүнэстэ прожитур ритуалича. Also use wheat grain. Aha, se folosește făină de grâu și grăsime de capră. Sunt o soi de ofrande. Și dacă textul de acolo este corect, sunt făcute în 1965. Red Buddhism would give it to the sky. În budismul roșu, pardon, în budismul galben era folosit. Aha, în budismul galben acestea sunt aduse ca simple ofrande și sunt lăsate să se conserve. În budismul roșu sunt arse, se aduce ardere. E remarcabil, deci asta sunt e un alot făcut cu grăsime în 1965, care arată așa. Тэм хатуу үйлний хариулга болгож хөтэйгүүтээ штааж матааж тэм нөө үйлийг устгаж байгаа гэсэн. Будист философи дээр дарт религи ислам уу шиит сунит сау крестинизм ну ворбиндо скисма реал есть о симпл диференца де практика по care eu accept ca atare și pot să conviețuiesc foarte bine împreună. Asta e un exemplu de toleranță într adevăr. The way of practicing to defeat the evils so burn them or give them away. I give them to the god as well. Sunt oferite sau aduse ca ardere pentru zeu ca să înfrângă spiritele rele. Those are evil spirits there? No, these are gods of different purposes. Then you give yamri murder. Шашныг хамгаалагч 11. Protector gods of religion. Figurinele acestea destul de, cu aspect destul de agresiv sunt de fapt divinități protectoare ale budismului, așadar nu reprezintă demoni. Cea albastră din centru este zeul protector al Mongoliei, numit Ochurvan. And that's a Buddhist deity. Yes, it is. Și reprezintă o zeitate budistă. So this is considered the main protector god of Mongolia. Yes, yes. Este principalul zeu protector al Mongoliei. Ochurvan nu-l mongol nimerte. Ochurvan este Mongolian name of it. Ochurvan este denumirea mongolă. Sanscrit name? Numele în sanscrită, pentru că budismul cunoaște felurite denominații. Vajrafani este Sanscrit name. Așadar, în Mongolia, budismul este cel de factură tibetană. Ceea ce schimbă terminologia indiană inițială, vedem asta, diferența între lama și guru înseamnă același lucru și după aceea în Mongolia se adaugă denumirile de factură proprie. This is a protection god of four seasons. Acesta este zeul care tutelează cele patru anotimpuri. Shiri Devi. Shiri Devi. Sanskrit name. Mongolian Baltan. Baltan. Shiri Devi numele indian, Baltan numele mongol. Thank you. Thank you. Baierla. Baierla. Энэ дотроо зурм бичлэг их тарих байх юм уу? Энэ зурм бичлэг их дотроо тарих байх юм уу? Үгүй ээ, зургийн ordinea pe care am ales-o a fost foarte bună, că am nimerit între două grupuri și am putut să beneficiem de explicațiile curatorului. What's the building on the right? One of the temples as well. Și clădirea din dreapta are tot funcția de templu. There are tankas. Tankas and embroiderers are different ways of creating the Buddhist figures. Aha. So tanka is the material or the artist? Tanka is the way of making it. Aha, este o tehnică de realizare a picturii numită tanka. Embroidery is also another way you sew it. Și sau de broderie. În momentul când vorbim de materiale țesute sau cusute. Putem să vedem aici anumite broderii rituale.
This looks like tanka. It was painted. Aceasta este tehnica tanka. Este, în cazul ăsta vorbind, de un material textil pictat. This big one in the middle is embroidered. Iar cel mare din centru este brodat. What does that represent? I'm not sure. Ok. Nu v-ați învățat încă minte? Am mai încercat. Ah. Hai, ce frumos, e ieșirea prin prăbușire. Eu întreb pe 1, 2, 3 întrebări, dacă văd că zice că poate sau o să întreb sau o să încerc, nu mai întreb nimic. Adică... Eu sunt adeptul perseverenței. Că și în budism se spune că cu cât repeți mai mult o mantră, cu atât are mai mult efect. Aha. Și la noi, în creștinism ortodox, la fel, cu da. Spui... Mai mult rugăciunea inimii, cu atât are mai mult efect. Poți să ajungi în starea de isihie, exact. Să dobândești liniștea. Interesant faptul că dalele astea de pe jos sunt marcate. Any idea what the signs would be? Or why? Cum sunt marcate? Păi uitați aici. Ah. Bun, e posibil să fie și însemnări făcute de... De muncitorii care au turnat betonul, sigur. Da. Uite, Gigel, 1976. Mergem la piața acolo afară, nu? Să vedem, probabil că asta a fost în mare parte ceea ce am putut vizita. Păcat că n-am putut să vizităm interiorul așezisului mormânt al Hanului, unde se observă, ar trebui să se observe, dacă informațiile mele sunt corecte, fuziunea culturală realizată de Imperiul Mongol, în sensul că piatra lui funerară avea inscripția în limba mongolă, în limba tibetană și în limba arabă. Aha. Pentru că la un moment dat, în timpul hanilor mongoli, curtea lor devenise un centru internațional de cultură. Erau aduși savanți și artiști, începând din spațiul musulman, spațiul arab și mergând până în spațiul chinezesc. That was just the carving that somebody made. Yeah. Aha, deci, the workers. Am intuit-o corect că nu sunt, n-au simbolism religios, ci e pur și simplu opera plictiselii celor care au lucrat aici. Și au scris numele, să rămână pentru posteritate. Dacă au putut varegii să facă asta la Sfânta Sofia, ei de ce nu? Now we go to the market? Sure. Și acum o să ne îndreptăm spre cea mai mare piață de suveniruri pe care am văzut-o până acum. There's gonna be chanting in that temple a little after 10. Se vor ține niște cântări. Yeah. We can visit the market and but maybe come to back. Don't miss if it's immediately after 10. Now it's 10 o'clock, you know. Maybe to go there first, huh? Sure. Da? No? Să mergem, yeah, un pic, okay. Să vedem dacă putem să asistăm la ceremonie. Și putem acum să vedem. Ni s-a spus că putem asista la un ceremonial religios budist și am mai rămas puțin la mănăstire. Și putem să vedem maniera în care sunt chemați credincioșii la ceremonial. Nu vreau să forțez comparații și încă o dată menționez faptul că nu mă pricep atât de bine la rânduiala budistă, însă, în principiu, un ceremonial religios budist constă din cântarea de sutre, cu legile de texte religioase budiste, au felurite semnificații și întrebuințări, respectiv pentru alungarea spiritelor rele, pentru bunăstare. O să fac și eu o fumigație. Fumul într-adevăr este foarte plăcut mirositor. Odată ce începe ceremonialul religios, va fi acea manieră tipică de cântare pe care majoritatea am întâlnit-o măcar în filmări, timp în care, repet, se recită din textele sutrelor, talgerele acelea metalice pe care le-am putut vedea mai devreme pe filmare mai au și rolul de a alunga spiritele rele prin zgomotele acute pe care le produc. Așa cum ne explica Dimca, mongolii nu urmează în maniera cea mai strictă cu putință religia tibetană, la ei este vorba de o formă de sincretism religios, în sensul că, așa cum poate să ne arate peisajul, în timpul lui Genghis Khan, credeau mai degrabă în cerul albastru, cerul albastru este vizibil în Mongolia aproape zi de zi, de asta este și spune țara cerului albastru,
ulterior, odată cu pătrunderea budismului, s-a apropiat și de această formă de religie, dar în principiu, așa cum ne-a lămurit el, fiecare face ceea ce crede că este bine și numai persoanele care aleg calea monastică, ar aleg să devină lama, acelea sunt dedicate într-adevăr urmării la literă a rânduielor budiste. Din punct de vedere arhitectonic putem să observăm o diferență între acest templu de data mai recentă față de cele trei construcții pe care le-am văzut anterior. Dacă în cazul celor trei construcții de acolo vorbim de influență chinezească, aici, a fost nevoie să mi se explice pentru că nu știu să o diferențiez foarte clar, aici vorbim de arhitectură de influență tibetană. Obiectele aurii de deasupra sunt numite așa, sunt așa numitele umbrele care folosesc la alungarea spiritelor rele care se află în cer. Așa cum am spus, încerc să nu forțez comparații, dar după cum putem să vedem, există o chemare la rugăciune aici ca și în cultul ortodox, doar ca la noi se folosește toaca și clopotul. Credincioșii fac de asemenea anumite ofrande, mai ales în cazul decesului unei rude, unei apropiat, atât la momentul decesului, cât și ulterior la ceva ce seamănă cu pomenirile din cadrul cultului nostru. Partea din dreapta putem să observăm o clădire din tablă unde se pot aduce ofrande sub formă de lumânări și aici iarăși observăm o similitudine. Iar în interior am putut vedea, în momentul când am pătruns în templu, că oamenii lăsau la fel un soi de pomelnic cu probabil numele apropiaților sau cu cereri pentru sănătate, care sunt pomenite de către călugării în cadrul cultului. Și cifra sacra lor? Unul dintre numerele lor sacre este cifra 3, la fel putem să găsim Sfânta și... Treime. Spuneam mai devreme că nu încercăm să forțăm comparații, dar asta se pot observa cu ochiul liber și arată clar că undeva la nivelul cel mai profund există un filon comun al religiozității și al înțelepciunii. Acum, dat fiindcă ne aflăm într-un spațiu care lucrează cu veșnicia, nouă ni s-a spus că undeva imediat după 10 se va începe ceremonialul religios, este 10:40, încă n-a început, acum imediat după 10 poate să fie și 12. The wheel on top of the building, what's its name? Hurt. And what does it signify? Like non-stop in eternity. Roata de pe acoperișul clădirii cea flancată de cele două animale se cheamă Hurt în limba mongolă și reprezintă un soi de roata vieții. You know the Sanskrit name for it? Are un nume și în sanscrită, însă în momentul ăsta nici eu și nici Dimca nu reușim să ne amintim care este acela. În schimb, am adus aminte care era concepția filozofiei grecești antice, ataraxia, adică eliberarea de orice formă de patimă și dorință trupească, ca în felul ăsta să se atingă eliberarea spirituală. Și observăm iarăși cum înțelepciunea religioasă corespunde de-a lungul epocilor. Și până la urmă să prindem și ceremonia. Acum o să cânte? Da, cel mai probabil.
прям центром. We can go around mm-hmm. or take a seat. It's up to you. We'll stay a bit here. Vedem cum se împart textele din sutra. Și le citesc sau le cântă? Este exact ca și la ortodox, este o lecturare, dar cu intonație. Mm-hmm.